Actualizare ora 18 Beijing. Peste 100 de aeronave și 10 nave implicate în exerciții. Noi exerciții chinezești în zona Taiwanului. Pe costa chineză, turiștii au adunat pentru a încerca să arunce o privire asupra avioanelor militare care aleargă pe cap. Au fost observate avioane fistinate în timp ce turiștii făceau fotografii cu avioane pe strâmtoarea Taiwan, pe insula Pingtan, un loc pitoresc popular din provincia Fujian. China a spus că peste 100 de avioane de război și 10 nave de război au participat la exerciții militare în jurul Taiwanului în ultimele două zile. Actualizare ora 17:30 Blinken, escaladarea fără precedent va destabiliza zona. The Secretary of State of the United States, Antony Blinken, talked about Taiwan, the Beijing, a significant climb, capable of destabilizing an entire region. China has chosen exaggeratedly reacting to sin president Pelosi's visit as a pretext to improve military activity provocative in și în jurul strâmtorii Taiwanului. Actualizare ora 17 tensiuni la summit, ASEAN, Lavrov și Wang au părăsit sesiunea, când colegul japonez a vorbit. China și Rusia au părăsit sesiunea ASEAN tocmai când a început să vorbească ministrul japonez de externe. Colegii Sergei Lavrov și Wang au părăsit sala când Yoshimasa Hayashi a intervenit, hrănind în continuare tensiunile diplomatice și militare legate de zona Taiwan-Altele. Wang a anulat cu o zi înainte de o întâlnire cu reprezentantul Japoniei din Cambodgia. Beijingul a atribuit decizia unei declarații G7 care îl îndemna să rezolve pașnic tensiunea în Taiwan. Actualizare ora 16:30 sancțiunile Pelosi din Beijing. Guvernul chinez a anunțat că intenționează să le sancționeze pe Nancy Pelosi și familia sa după ce au vizitat Taiwanul. În prezent, tipul de sancțiuni nu a fost specificat, dar pentru alte cazuri diplomatice similare, care au avut loc în trecut, sancțiunile au referit în principal la libertatea de circulație și călătorii, ceea ce împiedică subiecții afectați să intre în teritoriul lor, în Hong Kong și Macau. Actualizare ora 16:20 Melenchon, despre vizita lui Pelosi, o provocare. Vizita în Taiwanul președintelui Camerei Reprezentanților Camerei Statelor Unite reprezintă pentru Jean-Luc Melenchon, liderul partidului francez de stânga la France Insumisa, o provocare a Statelor Unite. Apoi a adăugat că există o singură China și că chinezii vor rezolva pe